Am avut momente foarte grele în viață. Viață, cirea ești, tu vrei să mă bătrânești, mă. Vrei să mă vezi o bătrână. Viața este uneori nedreaptă. Ani de succes, milioane de frunți descrețite, milioane de zâmbete aduse pe fața oamenilor și câteva sute de lei în buzunare. Maria Ciobanu primește din partea statului român o pensie de doar 1200 de lei. Muncește din zi, noapte să strângă de toate, nu se gândește la moarte. Dacă în țară are o pensie mică, în Statele Unite ale Americii, unde este stabilită doamna muzicii populare românești, are parte de venituri suplimentare. Astfel, marea artistă încasează peste ocean o pensie lunară de 1000 de dolari pe lună. Mă-ntreabă frunza și vântul, cum mai pot călca pământul? Chiar dacă tot timpul era cu zâmbetul pe buze, Maria Ciobanu a trecut peste momente grele care au făcut-o să devină mai puternică. Momente grele au fost și când mi-a demolat casa, când m-am mutat în alta și m-a dat afară și de acolo. Furt, foarte multe, dar Dumnezeu m-a întărit și m-a ajutat să trec peste toate. În 2004 am găsit căsuța asta, nu aveam bani să cumpăr, am împrumutat. Și mă simt foarte bine. Îi mulțumesc Dumnezeu. Pe mine m-a iubit Dumnezeu, pentru că dacă stăteam în aceea casă, era foarte costisitor. Și nu mai aveam posibilități.